Bun găsit, dragi prieteni! Aș vrea să rămâneți împreună cu noi și cu invitatul nostru să vorbim despre realitatea dură din România, pentru că trebuie să ne mai gândim puțin și la vremurile de altădată, vremurile de acum, vremurile de altădată. Și astăzi o să vorbim cu invitatul meu de astăzi, domnul Gelu Crăcan. A venit cu o carte. Dar cartea, bună dimineața, bună domnul Gelu, și bine ați venit cu zonacul, cu toată... Da, da. Să rupem asta, a? Putem spune că ieri în satul Ștefan cel Mare... Nu știu ce vrea a fost. Iulian. Da, în multe locuri a fost hram, zi de hram. Hram și pomenirea Sfântului Dumitru. Dumitru. Cel vechi, da, cel puțin, cel nou. Cel nou am înțeles că e prin zona Bucureștiului, nu? O carte, probabil mulți se așteaptă să fie de fotbal, nu e de fotbal? Sau de sport. De sport, da. E o carte despre viață, despre viața... Copilului la casa de copii. Copilului Gelu Crăcană. O viață extrem de grea, extrem de dură. Și acum este grea și extrem de dură, pentru că nici acum lucrurile nu sunt așa de simple. Și viața, cum a reușit Nea Gelu, cum îi spunem noi, așa, să se ridice din mediul acela și să devină un om în societatea românească. Eu l-am cunoscut pe domnul Gelu, dar mult mai târziu am aflat că a trăit prin casa de copii, în casele de copii. Foarte, foarte tare. O carte care cu siguranță va mai opri puțin cine vrea să se oprească așa din tumultul ăsta al vieții și să se mai gândească, ho-ho, stai un pic, mai sunt și oameni de ăștia care au trăit prin greutăți. Cum a fost domnul Gelu? Ei, cu viața în... Greu. În casele de copii. O să-l rog pe Muții să-mi deși, pun o cameră aici ca să vă dau niște fotografii. Deși în perioada respectivă la Piatra Neamț exista cele două case de copii, băieți și fete, construite de pe vremea lui Cuza Vodă, doamna Elena Cuza. De nefericire am ajuns în alt oraș, probabil nu trebuia să fac parte din același oraș, pentru că spun, repet, au fost și sunt și la ora actuală asta două casa case de copii. Casa de copii de la Bârlad, o vedeți aici, Muții. Și timp de 12 ani am... 1000 de copii. Am stat în această casă de copii, de pe strada Karl Marx, vechea strada Karl Marx, acum mai zice Epureanu, bulevardul Epureanu. Din Bârlad. Din Bârlad, județul Vaslui. Și pot spune că în această casă eram 1000 de copii. 500 fete, 500 băieți, eram despărțit. Casa de copii era despărțită de acele birouri ale conducerii. Ia uitați-vă, școlii. Fotografii. Și ce să spun? A fost grea viața la... Copilăria mea, Iulian, ca să nu ne înjurăm. A fost grea, a fost, nu știu... Aș vrea să uit, da, mă rog, ne iertați că noi lucrăm așa într-o mare viteză. Vedeți, dumneavoastră, ce paturi erau. Așa erau condițiile atunci, în anii 60. Da, în anii 60, în anii 50, 60, 70, da. Chiar până în anii 75-80. Actualmente, evident, nu mai e așa. Sunt într-o cameră acum câte 2-3, au toaletă lângă camera lor. Înainte era altă. Asta este casa de copii din Bârlad. Mhm. O casă foarte mare, foarte înaltă. Aici sunt dormitoarele, patru suprapuse. Dormeam în dormitoare câte 100. Îți dai seama, ca miros, unii mai păceam pipi în pat. Mai urma bătăile, mai urma bătăi care venea, nu te așteptai, ori de la băieții care erau mai mari, în vârstă, da? Ori dacă nu, de la cei oameni care pe timpul nopții ne păzea, da? Iar a doua zi veneau femeile serviciu care făceau curat în dormitoare și care schimba lenjeria. Dar cum ai mai găsit un document fotografic în vremea... Sunt. Uite, aici, de aici exemplu... Este foarte...
Aici, de exemplu, stăteam la rând în șir indian, o grupă de copii din diferite clase la spălat, ne se puneau 10 femei, ne se punea. Pe urmă mergeam către dușuri, evident până la dușuri mai erau vreo 10 metri și te usurau ochii, primeam și cuvenetele palme, hai grăbiți-vă că mai sunt și alții, mai vă rog. Ne grăbeam plângând, țipând, un alta, mă rog. O mie au de trecut, copii, ca să le faci baie, să le... Da, da, bine, băieții făceau joia și vinerea și fetele făceau sâmbăta și marți. Era undeva această spălătorie, undeva la subsolul clădirii. Așa, în clasă eram câte 50 de copii. Asta este gara din Bârlad. La 14 ani... Deci ai stat de la cât? De la 2 ani? De la 2 ani la 14 ani, când o clasă întreagă care făcuse în vârsta, trebuia să mergem la miliție, cum era vremea aia, să facem buletin. Poze pentru buletin. Buletinul, da. Și asta este gara din Piatra Neamț. Da. Da. Și acolo ne s-a dat la fiecare mână dosarul. Că noi aveam câte un dosar. Fiecare copil avea un dosar despre familia lui. Spitalul despre... vechi din Piatra Neamț. Da, aici a lucrat mama mea. Mama mea lucra, am cunoscut-o în anii 70, 69-70. N-am să spun public cum a fost reacția ei, dar acel om care m-a dus la Piatra Neamț m-a ferit să nu fiu bătut de ea. Unde ai fost golanule până acum? Unde ai bine, născut? Și cu un în Piatra Neamț. Născut în Piatra Neamț, da. Așa ca să înțeleagă... La casa de copii am ajuns pentru că mama era o consumatoare de alcool, o femeie ușoară, cum se spune, ca să nu folosesc termeni așa. Și statul venea și... Tată n-am avut, fratele meu ne lega de piciorul patului și ne punea câte un leghean de cartofi și fratele meu a găsit o cutie de chibrit, a dat foc la casă, casa în care stăteam în chirie, mama stătea în chirie pe vremuri, toată viața, a stat numai în chirie, pe strada Victoriei, undeva unde acum e BCR-ul, dar peste drum, eu... alimentară sau ce mai e acum acolo. Ah, deci pe Traian, Bulevardul Traian, da. Actualul Bulevard Traian, da, este strada Victoriei. Și stătea în gaz acolo și odată fratele... Erau case. Erau case, sigur, da. Casele evreilor, ca să... Așa, și la vremea aia ei erau foarte la putere evrei. Da, adică da, aveau afaceri extraordinar de multe. Magazine, economia, da, era... Exact. Și dând foc la casă, mă rog, au venit pompierii, miliția la vremea aia și proprietarea sa unde stăteam în gaz, i-a spus să ne-o găsește pe mama. Și-o găsit-o la crâșmă, la Bungheț, dacă... Nu știu dacă ai apucat crâșmă. Asta este în carte și aici am găsit-o. Uite, asta e strada Victoriei. Asta e strada Victoriei? Da, scuze. E strada Victoriei, uite aici, vechile magazine. Deci aici un Bulevardul Traian, Bulevardul astăzi, Traian. Da? Peste drum de... Da, da, da. Ana. Și a adus-o la Bungheț, noi am fost preluați. Așa se numea cârciuma aia? Da. Așa, cârciuma avea numele proprietarului, totdeauna... De fapt, ea se chemea Măgura. Aha. Înțelegi? Dar era poriclită după a cui era cârciuma. Atunci nu era la acolo preluate de... Mai era economie de asta. Și dă mai înapoi ca să vezi cârciuma. Ai și cârciuma? Da, sigur că da. Așa. Astea sunt casele de copii, unde erau înainte. Asta e cărciuma? Ia. Da, asta din colț. Hai că le-am învățat. Da. Așa. Cea din colț în stânga ta, cum stânga imagine sau eu știu cum se uită. Așa. Așa. Uite că scrie. Măgura. Măgura. Da, dar îi zicea Bungheț, așa îl chema pe proprietarul. Am înțeles. Deci asta așa? Era undeva în Mărăției, nu? Nu, lângă spital. Ceva mai înspre chimie, 200 de metri spitalului pe partea dreaptă, cum suntem noi cu fața la, sau mă rog, nu mai folosesc dreapta, stânga, noi ca să nu duc în eroare. Să vinești sau spre oraș? Acum mergem spre oraș. Aha, de ce? Ai văzut că mașina e îndreptată către oraș, către podul vechi, care acum e din beton, mă rog, pe vremea aia era din lemn. Și aici, pe stânga, sunt magazinele, alimentarea, una alta. Erau magazine, unul lângă altul. Era... Unul lângă altul, sigur. Deci așa era zona... Zona respectivă, sigur că da. Iar încoace, în spatele mașinii, înspre dreapta noastră, iar folosesc dreapta stânga, era Biserica Sfântul Ioan. Am înțeles. Ei, și de acolo, pe fratele meu l-a luat tatăl lui, că avea tată. Eu n-am, mă rog, nici pe buletin n-aveam, n-am și nu am.
Iar pe mine m-a dat la casa de copii. M-a dus întâi la creșă, aveam 2 ani, creșa și care este... era casă pe aici? Pe era casă, dar probabil nu trebuia să fie din aceeași localitate. A, ca să nu vină părinții. Eu știu, nu știu cum era politica, să pentru că te... în locul meu... Urma. În locul meu, când m-a dus la schimb cu alt băiat de aici, din Piatra Neamț, când aveam 14 ani, așa, a luat un băiat care era din zona aia, de la casa de copii de băieți de aici. Aha. Deci a făcut un schimb, parcă eram saci de cartofi sau... Dar pentru mine era bine că, repet încă o dată, la 14 ani am reușit... Deci la 2 ani ai fost acolo, te-a dat, da. Aici, aici și am Piatra Neamț. Îți mai aduce aminte ceva de atunci? Nu, mai... Eram mic, n-aveam cum... Înțeles, da. Am început să memorez chestia asta cam pe la 4-5 ani. Aha, te-ai trezit la în Bârlad, la Bârlad eram deja... De, aici, în Piatra Neamț, am stat puțin, am stat vreo 6 luni. Uh-huh. Și până am fost transferat la Bârlad, tot la o creșă, lângă Teatrul Ion Victor Popa, așa. Și când am împlinit 6 ani și jumătate, am fost transferat la casa de copii, tot în Bârlad, pentru a începe școala. Uh-huh. Clasele întâi, cum ar veni. Da, da, da. Așa, și acolo, mă rog, o mare curte, vreau să spun, Cătălin, cu de toate, cu, mă rog, mulți copii. Și acolo am stat până la 14 ani, deci de la 6 ani jumate, când am plecat de la creșă, am stat, care liceu? Aveam 14 ani și aveam terminate 4 clase. Nu era liceu, pe vremea aia nu era Cătălin, era școala de meserii. Pentru copiii de... Am înțeles. Pentru copiii de la stat, cum se zice. Da. Că acolo plecai cu... Te îndrepta către o meserie, orice smar, ori croitor, orice era... Ce putea să facă? Că în casa de copii cu noi acolo erau și ăștia de 20 de ani, de 22 de ani. Nu te dădea afară la 18 ani? Nu te dădea afară, nu. Dacă n-aveai unde să pleci, înțelegi, aveai în... În casa mai de copii mai rămâneai, aveai mai un etaj, mai stăteai câțiva ani, până așa. Reușeai să ori te căsătoreai, ori îți începuse vremurile să-ți facă blocuri, să se dea blocuri. Începuse să miște da, să se miște, cum să spun eu. Murise Gheorghiu Udej în 65, mi-aduc aminte, ne-au scos pe toți acolo, timp de 3 zile, dar nu, ne-au ținut câte 3 ore pe zi, dar timp de 3 zile sunau sirenele, Gheorghiu Udej era din Bârlad, născut. Aha, da? Da. Și Murise Gheorghiu Udej, mă rog, la noi în casa de copii vinea o caravană, o mașină cu filme, ne aducea filme patriotice cu Tineretul la Bumbești, Livezeni, cu Udej. Da, da, da. Păi așa să... era atunci. Da. Era... Da. Da, 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 da. Și atunci, la un an de zile, la fabrica de rumenți, l-am văzut pentru prima oară pe Nicolae Ceaușescu. Că ne-au scos pe drum, să-i facem din mână, știi? Aha, e, n-ați văzut nimica, pentru că... Nu, 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 era ridicat în picioare și dădea din mână. Aha, a venit într-o mașina vizită... Mașina decapotabilă. Decapotabilă. O mașină americană era ceva, că era de-aia lungă, aha, știi? Nu era făcut în România, nu era, mă rog. Atunci l-am văzut și pe tovarșul, așa. Ce să spun, în casa de copii, cine era... mare și tare bătea pe ea care erau mai mici și mai neajutorați. Cartea povestește cam în mare măsură condițiile de acolo. La școală nu prea mergeam pentru că eram bătuți cu urme pe noi, cu înțelege... Aha, și n-aveți voie să ieșiți în... Nu, să nu ne vadă ceilalți învățători, care, că aveam ore dimineața așa și pe urmă aveam seara școală, cum să zice, făceam școală în aceeași instituție și erau săli mari, erau săli... Da, ce s-a fost greu, a fost greu, să știi că n-am vrut să o scriu această carte, dar a insistat persoana care de altfel m-a și sponsorizat, care a plătit cele 300 de cărți, a insistat să scriu... Tipografia? Nu tipografia, o persoană care editarea. M-a ajutat. Da, editarea. Nu, a plătit la tipografie. A plătit la tipografie, da. Și am zis că hai să o scriu, dar cine o citește și-ți dea seama... Dar este ceva răscolitor, adică să te întorci în perioada aia, nu-i ușor, nu-i... Când am aflat că am părinți, am frați, că nu știam, până la 14 ani... Și nu spunea nimeni, că nu, dar nu spunea nici nimeni. Aia nu căutau, nu? Noi ziceam, și mi-aduc aminte, la creșă strigam prin geam, că erau geamuri mari și zăpada era mare și venea și altă lume și mai curățau, făceau tunele, apa aducea de la fântână, nu era ca acum să scurgă din perete.
Înțelegi? Strigam, mama, 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 că ăsta e primul cuvânt care îl spuneam toți de pe acolo, înțelegi? Ei, și când am aflat că am părinți, frați, mă rog, bunic, subconștientul meu s-a răzvrătit, sau cum să zic Hai să-i caut, hai să văd, hai să vedem. Deci eu aveam părinți. Ce caut eu la casa de copii? Ce caut eu aici? Ce caut în instituția respectivă. Și m-am suit pe clădiri. Da, asta când erai? Când erai? Asta cam la 14 ani, când am plecat la miliție, că atunci am primit cum ar veni dosarul și până am ajuns la rând, știam să citesc, doar nu... Da. Înțelegi? Și tot am citit, am citit. Să ajung la rând la ce? Să ne facă poza. Pentru buletin. La poză, da. La poză, știi că se făcea acolo, poză. Și am citit. Și când am ajuns la nenea milițianu, înapoi n-am mai primit dosarul, că le-au adunat una peste alta și mă rog, nu știu ce cale au mai urmat. Dar când am ieșit de acolo... Evoluat toate alea și v-au adus buletinele în... Mi-au adus în... Buletinul mi l-a dat când am plecat la casa de copii. Da. Noi nici nu știam. Nici buletinul nu vi-l dădea. Nu, nimic, îl ținea la conducere. Am înțeles. Înțelegi? Ca să nu fugiți sau care era treaba? Nu știu, eu știu politica lor care era și... Am ajuns înapoi la casa de copii, bucuros. Vorbeam de unul singur, mă bucuram cu copiii, am mama, am tata, am găsit, am văzut scris în dosarul cu tare. Le spuneam la ceilalți. Da. Era bucurie nespusă pentru mine, eram gata, de acum nu mai căutam să plec sau să fac ceva, să ajung la părinții mei, că am părinți. Uh-huh. Adică am mamă și frață, soră, mă duce, să pleci de acolo? Am unde, ce să caut eu aici, da. Mă mai sui pe casa aia. Și nu te-au observat aia? Ba da, m-am sui pe casa de copii. Pe clădire, m-am sui pe clădirea aia, înțeles? Mă arunc de acolo, dacă nu mă lăsați. Da. Nu știam că la Piatra Neamț există și aici case de copii, știi? Aha. Păi nu ieșise până la 14 ani, nu ieșise nicăieri. Păi nu ieșise nicăieri, că nici ne aducea film acolo, ne aducea... Nici în oraș nu ieșeai ca nimic, să nu... Nimic, dar ce-ți dădea drumul în oraș, înțeles, sau... Deci până la 14 ani... În oraș plecau numai cei care erau, mergeau la servici, cum ar veni, la asistați. Noi îi numeam asistați ai statului. Și numai aia vineau, plecau, înțelegi? Aha. Aici, mă rog. Și... Ca să scape de mine respectiva conducere, m-au trimis la altă casă de copii din comuna Epureni, tot în județul Vaslui. Mai izolată, mai deoparte? La vreo 25 de kilometri spre Huș, spre Murgeni-Huș, așa, ca ți-am dat. Și acolo eram mai puțin copii, eram 200, numai băieți, în respectiva casă de copii. Și acum, pe nepusă masă sau pe pusă masă, administratorul care i-a provizionat căminul cu alimente i-a plăcut de mine, cred că, sau... Acum erai mai mare, Eram dezvoltat, o leacă mai binișor și am... N-am mai mers la școală, m-am luat cu el. M-am învățat să n-am caie, să căruța, să fac curat, la bucătărie, la ajutam femeile, la curăța cartofi, ceapă, un alta. Ca să integrez în... Nu, eu plăcut lui de mine și m-am luat lângă el, cum s-ar zice. Și am povestit și lui... Treaba asta. Cam mamă, cam așa cu tare, că am descoperit așa. Dacă mă poate ajuta, nu știu ce, bine, eu nu mi-am dat seama că ei m-au mutat de la școala din Bârlat, că de acu eram pericol pentru, uite, urcându-mă pe clădirea aia, avea vreo 20 de metri clădirea. De cum ți-a venit în minte? Păi n-aveai cu cine sta de vorbă, că dacă cereai ceva, erai bătut, erai, te lua de ureche, de perciune, ți-o rupea. Am înțeles, era regim... Cine ți-a spus asta, ce cu tare? Și așa că ne-am spus prima oară directoare, că m-a chemat directoarea și zic, am primit dosarul și... Acolo am văzut. Și-o dat seama ce greșeală că o lăsa dosarele în mâinile noastre, dar probabil așa era cursul. Când ajungeai la milițian, trebuia să-i dai și dosarul, să citească cine ești. Mă rog, așa se cerea probabil. Și apoi a adus dosarul, a vorbit cu femeii de acolo, colegii de ei, și-a adus dosarul și ce spuneam eu și-o dat seama că e adevărat. Exact. M-am mai luat cu vorba, m-am mai luat cu aia, eu am început, am spart geamuri pe acolo, am început să creez probleme. Ca să mă elimine din... Să mă trimită. Da. Să-mi dea drumul să plec la Piatra Neamț. Dar nu știam că este casă de copii, repet încă o dată, știi? Uh-huh. Și apoi ajungând la Epureni, omul ăsta, după vreo 5 luni, fără să știu eu numele meu, a făcut la județ o hârtie. A început el să facă... O hârtie, că a zis că-ți descurcă și mi-a promis. Încerc să te ajut să ajungi la Piatra Neamț. Dar nici el nu știa că e casă de copii acolo, știi? Și după vreo lună de zile, după ce a făcut el scris, vine răspuns.
La schimb, la Piatra Neamț exista două case de copii, băieți, una și una, fete, separat. Distanță între ele de câteva sute de metri. Era scris pe hârtie. Îl mutați acolo și aduceți pe altcineva să completeze în locul lui. Locul lui, da. Da, și el să meargă dincolo. Și a fost șansa că ai găsit exact un om. Am găsit un om care m-a înțeles, înțelegi, pentru că eram hamic. Și s-a găsit și un om acolo, un copil care era cu medic. Nu, o vine scris la județ. Aha. Probabil aia s-a interesat la județ. Am înțeles. De așa. Și numai într-o zi îmi spune, gata, ești pregătit? Mergem la Piatra Neamț. Pua, o căzut cerul pe mine, înțelegi? Era bucurie enormă. Deci la tu, până la vremea aia, nu ieșise nici măcar din Bârlad, păi, Bârlad Epureni. În Epureni, vreau să spun, când am ajuns, atunci, acolo am văzut o locomotivă, cum scotea aburi, cum era așa. Un cal adevărat, o rață, o gâscă, care până atunci le vedeam în poze, la școală, știi? Da. Care ne spunea prin litere. R, A, C, A, rața, sau gâsca, sau nu știu ce, știi? Ei, acolo am văzut pentru prima oară oameni care mergeau la pășit cu sapă în spinare, cu, aha, înțelegi? Da, și omul ăsta m-a ajutat. Deci tu atunci te născuți a doua oară? Erai... A doua oară când am ajuns, aha, la miliție cu dosarul. Atunci, aha, subconștientul meu a început să... Nu mai era crăcană la... Ai ieșit în, cum se cheamă, în mediul ăsta urban, în... Da. Da. Am ieșit la urbană, în junglă. Ai ieșit în jungla urbană. Da. Nu, încă n-am ieșit în junglă. Aha. Am ajuns la casa de copii. Stai să spun, Pietru. Mă rog. O lua bilete, așa, cu trenul. Cu trenul am venit, de la Bârlad până la Bacău, prin Pașcani, Iași-Pașcani, Bacău. Așa, și la Bacău am luat... alt tren. Bicazul. La Bicaz mergea alt tren. Nu mai zic, pe drum, bucuros, la geam, făceam de mână, vedeam lume, da, eram liber, da, eram, vedeam mult, vedeam începând să... Da, vedeai oameni, vedeai, da, agitații, lume. Mai ales că venise și ăla cu cleștele, cum zice... Nașul, controlorul, da. Și l-am întrebat pe cine e nenea asta, când o intrau deschis ușa. Da, îmbrăcat în CPR, înțeles, CPR-ist, când o deschis ușa, prezentați biletele la control, știi? Eu, aha, nu știam, n-aveai că... Bilet, n-aveai, da. Nu știai nimic din lumea reală. Și l-am întrebat, cine e omul ăsta, verifică dacă avem bilet de călătorie. Mi-a explicat, omul ăsta avea, de la administratorul ăsta, avea o, cum să spun eu, pentru mine, era ca și un tată, eu l-am și numit în carte un fel de tată cu ghilimele de rigoare, evident. Da, da. Așa, pentru că el m-a scos în lume și el m-a ajutat. Deci dacă el nu mișca... Nu mișca, cine știe... Unde rămânea el. Unde eram și ce eram astăzi, da. Da. Am ajuns la Piatra Neamț. În gară. În gară. Erau trei autobuze pe vremea aia, care mergeau în trei cartiere. Înțelegi? Unul în Dărmănești, dar era Dărmăneștiul fără blocuri. Era case, da, Mărăței și unul în Precesta, știi? La cartierul Lipovenesc, era o Lipovene, deci la putere în Precesta. Era o căprioară, înțelegi? M-am dus și am băut apă, o țeabă din, da, 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 din gura căprioare. Aia a fost până în anii... Într-un părculeț, așa, mititel. Da. Da. Am băut apă în fața gării. Așa, în fața gării, da. Așa și i-am... Pe drum mi-a promis administratorul că o să mergem și o cunoaștem întâi pe mama, înainte de a te preda. Aha. Dar el făcuse cercetări, nu? El, sigur că da. Avea acces la documente, la conducere acolo. Luase legătura. M-a văzut dacă sunt corect, dacă spun adevărul undeva. Aha. Avea încredere pe mine, ieșeam din casă cu caie și mergeam la cooperativa din sat și aduceam alimente pentru școală, înțelegi, aha, cartofi, ce mai singur mi dădea. Singur, cu căruța. De-aia spun că am văzut locomotiva, am văzut trenul, gara, alta. De... Înțelegi? Da. Țărani cum erau îmbrăcați în autobuz, nici nu mai spun, cu gâști, cu răzi, la târg să le vândă, da, da, da. Și înapoi vineau cu diferite hârtii, cu desene, cu piele, știi, chestii de-astea. Și... Da. Ei, ai ajuns în Piatra Neamț, contactul cu orașul. Piatra Neamț. Ți se părea ceva nou? Mă uitam așa, nu erau blocuri, evident, erau case. Ceva nou pentru mine, bucuros în suflet că aici m-am născut. Gara era cum era. Ce, simțeai ceva că, da, că aici te-ai născut? Adică eram o stare sufletească, că am scăpat din infernul de acolo, înțelegi? Și am ajuns în locul unde m-am născut. Dar n-aveam cui să-i povestesc. Am înțeles. Că eram numai cu administratorul, cum ar veni, cu tătui cu ăsta. Deci omul ăla a venit cu tine la... Da. Am mers la spital, pe jos, am trecut, erau numai cele trei blocuri ale nemților care lucrau la Săvinești. Mai târziu am aflat pentru că am dormit la... Cartierul, da. Aici, lângă, blocurile de în spate, la Ozana, sau cum îi zice. Exact.
cei de la Săvinești. Și că erau specialiști care lucrau din Germania Democrată, cum era, dar mai târziu am aflat. Și mi-a promis omul că mergem să o căutăm pe mama și am mers la spital. Uite, aici am făcut și balet în tinerețe. Da, da, da. Și am mers la spital, am întrebat paznicul, era o gheretă așa mai mică, și un om, și tăticul îi spune lui paznicul că căutăm pe o tovarșă Crăcană Floarea. Păi ce o găsesc la Bungheț? Tăticul la fel îi spune, da? Nu suntem de aici. De aici, nu știm. Unde? Și au venit paznicul cu noi până aproape de Crăjma și au spus, câte asta e? Crăjma. Crăjma. Intră el acolo așa în Crăjma, eu stăteam afară, curios, când deam de poți, că nu te lăsa să intri dacă erai copil în Crăjma. A, erai minor, erai până la 18 ani. Până la 18 ani, sigur, da. Și la un moment dat iese cu femei. Și atât au apucat să spună, Gelu, uite, mama ta naturală, am rămas fixat așa în pioneze, n-am pronunțat nimic. Primul cuvânt a ei a fost mă înjurat, n-am să spun că iubit, unde ai fost derbedeu, golanule, până acum. Deci ea nu mai știa de mine. Dacă m-a luat că ea când m-a luat pe mine și m-a dat la casa de copii, a fost arestată. O trimis-o în Valea Jiului, 2 ani la muncă silnică, cum se zice. La mină era? Sau la ce? La mină, da. Dar lucra la suprafață, nu în mină. Ca să nu faci pușcărie, te trimitea la, muncă. La muncă. Și-o trimis-o 2 ani la muncă silnică, așa, înțelegi? Condamnată pentru la negligență. Sau nu știu cum se numea atunci. La muncă, da. Nu neapărat să o țină într-o cameră. Pușcărie, da. O trimitea la muncă. Ca să, da. Și de-aia ați pierdut. Pierdus omul meu. Da. Și statul te-a dus undeva. Nimic? Păi, mai departe. De asta spun că erau și aici acasă de copii, dar probabil să nu se creeze probleme sau să nu vină ea sau eu să nu... Să nu vină peste tine toată ziua la poartă, să stea acolo. Exact. Că toți de la casa de copii erau din alte orașe, alte județe. Nu? Puțini erau, îi numărai pe deștii care erau localnici de aici. Și m-am ferit după tătuțul, tata, administratorul. Omul așa, a fost și el șocat. Că urma să mă și bată. Și omul mi-a spus, stai femeie, îl aduc de la casa de copii, din Bârla de Nepureni. O stat 12 ani. De ce îl înjuri? E copilul tău, știi, spune... A fost șoc și pentru ea, adică au fost... Da. A fost un... A fost șoc pentru ea, pentru că ea consuma și alcool, repet încă o dată, era femeie ușoară care... Așa. Și ca să nu lungesc, probabil, timpul ne omoară, cam după 3 luni de zile, apare ea. Dar administratorul cum a reacționat atunci? Păi el știa? M-a protejat. S-o speria și el când a văzut-o că e. Dar el știa că ea consumă alcool, consumă în dosar, că e povestea meu. Și că a fost închisă și la mă rog, închisă. La muncă sindică. Așa, și m-a dus la casa de copii, m-a oferit de el, hai să mergem că deja i-au intrat înapoi în Crăjmă, așa. Noi am plecat la casa de copii pe străduța asta, marginea Cuieștiului, zicea, atunci erau case țigănești. Erau case, cele mai urâte case din piatră. Ah, erau case sărăcăcioase. Pe actualul Orchei, dar atunci zicea altfel. Aha, am înțeles. Îmi scap acum, cum se chema. Și se vedea cimitirul evreiesc din stradă, înainte, că era în spatele spitalului. Da, și acum mai sunt, probabil, crucea, că e la poalele muntelui Petreșica. Și ați mers pe jos până la... Am mers pe jos până la școală, așa. M-a predat la școală, înțelegi? O preluat pe celălaltul, că școala știa că venim. Așa? L-a preluat pe celălaltul. O plecat, l-a plecat și nu te-ai mai văzut cu el. Nu m-am mai văzut. Am fost la Epureni, nu l-am mai găsit. Am întrebat de el, e mort de mult. Să-ți arăt în spate ultima... Stai așa, Oleac, Cătălin. Cu copiii mei am fost la Epureni. Și uite, asta e casa de copii, de la Epureni. Cu nepoții am fost ultima oară. Să le arăt că am fost la casa de copii. 25 de kilometri din Bârlad? Din Bârlad, spre Murgen sau Huș, cam în zona aia. Casa de copii, într-adevăr, batalion disciplinar. Da. Și... Greu. Imediat o să arătăm și la cameră. Și imediat luăm și publicitate. Da. Cătălin m-a predat la școală, a plecat, am aici făcut cunoștință cu... Aici erau foarte mulți copii și aici. Da? Am
m-a luat la infermerie, cât i-a luat la început, la infermerie. Am stat, m-a verificat dacă sunt sănătos, nu vin cu o boală, nu vin probabil, știi, așa. Și prima seară când am în dormitor, am făcut cunoștință cu colegii printr-o bătaie, m-a bătut, mi-a pus o pătură în cap. Așa era botezul, da. Botezul, dar nu m-a bătut, m-a băgat în spital. Și am înțeles. Mai dădeau așa cum dădeau ei. Și între timp, directorul Bogean, care era la vremea aia, îl chema Bogean, ține cont, că mai târziu am dat pe sânal Bogean, care rude? E o greșeală. Nu știu dacă era rude. Aha. Directorul Bogean era un om bine solid și cu un picior mai scurt, înțelegi? Am învățat-o pe mama să meargă să... că mama vrea să, de acum să fiu acasă, fără să știu eu, știi? Și mama la un moment dat a venit cu documentele care le-au completat, că are condiții, are servicii, are cutare, are tare. Deci mama până la urmă a vrut și ea să te... Păi da. Să mă iei, da. Da. Așa numai mă cheamă Bogean și poftim bulete, nu? Era cam seara. Cât mai trecuseră? Mai trecuse cam 3 luni. Aici am stat în total 6 luni la casa de copii aici, înțelegi? Deci aveai 14 spre 15 ani. Da. Da. Și mă cheamă directorul Bogean și zice, Gelu, ești liber. Poftim buletinul, te duci acasă și te așteaptă mama. Cum, te-ai dus singur? Te-ai trimis singur așa? Gata, m-a trimis. Fără nimic? Fără nimic, cu nimeni? Cu hainele de pe mine, cu nimeni, fără nimic, gata, eu nu mai făceam parte din școală. Înțelegi? Ne oprim aici și continuăm, da, mărturiile cutremurătoare din infernul orfelinatelor comuniste cu invitatul nostru de astăzi, domnul Gelu Crăcan. Avem și mesaje, o să vă... Așa. O să... Bineînțeles că mulți îl întreabă pe Gelu de fotbal. Revenim în câteva momente. O să spun cum am ajuns și acolo. Rămâneți cu noi. Revenim.